Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz, pentru momentul în care veți asculta această povestire. Mă numesc Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună povestea cu numele Undeva într-o gară, din cartea grasă și proastă a regretatei Rodica Ojoc Brașoveanu. Întâi de toate, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi sigur că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă povestire, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un share și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Cu atât mai mult, cu cât v-am spus în povestirea de ieri, că aș dori, dacă se poate, să-mi lăsați un comentariu privitor la următoarea carte care ați dori să o ascultați, din repertoriul doamnei Rodica Ojoc Brașoveanu, și anume avem de ales între Răzbunarea sluților sau Necunoscuta din congelator. Rugăminte mare, spuneți-mi cu care dintre ele ați dori să încep. Vă mulțumesc tare frumos, acestea fiind spuse, să-i dăm drumul la poveste. Despre prietena mea stabilită în Franța, Daniela, și destinul ei contorsionat, am mai avut ocazia să vorbesc chiar în paginile acestui volum. De la ea am aflat cele ce urmează. O poveste bizară care mă tulbură ori de câte ori o evoc. Bizar e tot ce nu înțelegem. Faptele s-au petrecut cu ani în urmă, la puțină vreme după ce se căsătorise cu Jules și începuse demersurile pentru a-și extrage și restul familiei, părinții și frații, abătându-i de la șoseaua triumfală care ducea direct spre împlinirea marului vis al omenirii, societatea comunistă. În perioada la care mă refer, ne întâlneam destul de des, Daniela, fică și soră admirabilă, venind de 3-4 ori pe an în România să-și vadă neamurile. Dar și Jules era admirabil, îmi permit să completez, fiind de acord cu acest dute-vino Orly otopeni și sumele considerabile cheltuite. Iar după ce Daniela mai avut inspirația să-i agațe de gât și un copil, recunoștința lui Jules nu mai cunoscu margini. Se decreta el însuși drept cel mai fericit cetățean al celei de-a cincea republici, iar starea lui de spirit era cea a unui motan gras și râzgâiat, care, instalat pe genunchi tandri, toarce fericit la soare. Fusese acasă, acasă mai însemna încă reflex România, în luna noiembrie, dar acum în februarie, se simțea din nou topită de dor. Un februarie răzvrătit, cu multă zăpadă, avalanșe, viscol și zboruri anulate. Riscul și incertitudinea unei călătorii par avion o determinară să ia Orient Expressul. Daniela detesta în general trenul, dar dorința de a fi printre cei dragi, bucuria pe care o simțea umplându-i cu daruri ca un moș Crăciun princiar generos, învinseseră orice urmă de reticență. Și, în definitiv, n-avea să fie chiar atât de rău la Vagonli, cu recuzită din belșug, reviste, cuvinte încrucișate, transistor și bomboane de șocolată, plus perspectiva divertismentului oferit de vagonul restaurant. Doar că lucrurile se petrecură o leacă altfel. Când Jules o îmbrățișase pe peronul gării, luându-și rămas bun, avea o singură temere: să nu rămână înzăpezită undeva pe drumurile Europei de sud-est, pe care, nemărturisit, o socotea tot un soi de lume a treia, doar că elefanții nu se plimbă pe bulevarde. Cel puțin asta deducea el din ce viziona la televizor: sărăcie foarte aproape de sălbăticie, figuri groaznice, grosolane, puzderie de basmale, eventual băști sau căciuli, nici urmă de pălărie. Fete flămânde, văzuta oare vreodată o portocală pe viu, priviri stinse sub povara resemnării, a totalei lipse de nădejdi. Cum se întâmpla deseori când cobești, Daniela rămase înzăpezită, dar nu de troiene, ci de greva feroviarilor sârbi. În puține cuvinte, căci nu prezintă interes pentru povestirea de față, ajungi seara la Belgrad, călătorii fură obligați să coboare din vagoane și să se cazeze în sălile de așteptare, care, în măsura posibilităților, vor fi dotate pentru a face față situației. În răstimp, societatea feroviară și executivul negociau. Glasul de la megafon trăgea nădejde că pertractările nu vor dura prea mult. Au durat o noapte, Orient Expressul reluând călătoria abia în dimineața următoare, după 14 ceasuri sejur în gara Beograd. Îți dai seama, îmi povestea Daniela, 14 ore durează oricum mult, dar când le și numeri, o eternitate.
Sârbii au fost drăguți, ne-au oferit paturi, au avut la dispoziție tonomate cu sandvișuri, cafea, dulciuri, un punct sanitar și ne-au pus pe așteptat. Dacă nu m-ar fi apăsat ideea că peste puține ore Jules ne primi niciun semn de viață de la mine va intra în panică, ca și ai mei la București vor fi neliniștiți, situația m-ar fi amuzat. Știi că îmi place aventura. Și probabil că ai avut parte de ea, am anticipat râzând. Nu în sensul la care te gândești tu, deși îmi făcu cu ochiul, mi-ar fi făcut plăcere să am. Din fericire, prinsese un capăt de bancă, ceea ce în condițiile date reprezenta o șansă. Avea un punct de sprijin și cu ceva acrobație putea să-și culce capul pe îndoitura brațului. Totodată, un singur vecin. Îl cercetă scurt și, considerând că a văzut îndeajuns, își înfundă dezamăgită nasul în gulerul blănii. Era un scundac la vreo 45 de ani alcătuit din bile. Totul era rotund sau sferoidal, de la ochii de biban până la briliantul important de pe degetul mic. Spre deosebire de multe femei, Daniela nu avea nimic împotrivă ca și bărbații să poarte bijuterii, problema era doar cine le etala. Omulețului ăsta, cu degetele lui scurte și grăsuțe, în orice caz nu îi se potriveau și la o asociație spontană de imagini, un braț viguros și bronzat cu un lanț de aur atârnând neglijent la încheietură, nările îi vibrară. La perspectiva unei nopți petrecute într-o gară rece, s-ar fi îmbujorat instantaneu până la Bengal. Dar asta era situația, nu tu îți alegi când să cadă duminica. Se uită la ceas, propunându-și să n-o facă prea des. Oricum, așteptarea dilată timpul, ai impresia că acele ceasornicului nu se mai mișcă sau că au lanțuri la picioare. Închise ochii, propunându-și să încerce măcar să ațipească. O voce caldă de tenor remarcă în engleză. Vă felicit! Aveți un admirabil cartier de circuit închis care valorează până la ultimul cel suma investită. Daniela îl privi surprinsă. Auzise și ea despre serile mici, zi circuit închis ale unor bijuterii, obiecte de artă în general la care nu avea acces oricine, știa bineînțeles ce poartă la mână, dar o uluia faptul că piticul cu față de mezelar prosper, poate chiar farmacist, poseda astfel de subtilități. Mulțumi convențional și închise ochii ostentativ. Intuia că are mâncărime la limbă ori pe Daniela în epocă, o interesau doar două categorii de bărbați, fie deștepți foc și pe ăia îi căuta în la rus, fie magnifici din specia Playboy, despre care merita într-adevăr să ai amintiri. Dar o noapte incomodă trece greu și pe parcurs Daniela a început să își reconsidere partenerul de undeva într-o gară cu mai multă bunăvoință. Era simpatic cum puțini oameni reușesc să fie, acordăm cu atâta generozitate calificativul ca și pe drăguț, încât a ajuns necompetitiv, congenital amabil, fericit să facă servicii și se mai dovedi și extrem de folositor. Daniela rămase uluită constatând că recuzita de voiaj desfășoară Albert Mall, își mărturisiseră numele, cam după un ceas de conversație, utilat pentru orice eventualitate. Sandvișuri, dulciuri, fructe, un briceac performant, fierbător electric, un termos cu vin fierbinte, tare și aromat, hârtie igienică. Cum, indiferent de figura nespiritualizată, Moll părea o persoană înlesnită financiar, Daniela își manifestă nedumerirea față de dotarea mai degrabă proletară. Când ai bani, mizezi pe servicii plătite, nu-ți asiguri autoservirea. Albert Moll se explică jenant. Știți, mă duc a cincea oară în România, din momentul în care treci granița, n-ați vrea să vă simțiți jignită, regimul e vinovat. Oamenii sunt extraordinari, dar serviciile deficitare, la tot pasul intervin, cum să vă spun, minusuri care trebuiesc acoperite cu mijloace proprii. Daniela a început să râdă. N-am de ce să mă supăr, nici eu n-am plecat de prea bine. Totuși, faptul că vizitați România pentru a cincea oară mă pune pe gânduri. Vă place chiar atât de mult? Probabil vă leagă niște amintiri, v-ați născut la noi? Albert Moll zâmbi enigmatic. Zâmbetul în general îi transforma figura. Din caragios devenea fermecător, presimțea în el căldură și tandrețe și Daniela, după două cești de vin tare, își zise că într-o ambianță mai puțin înghețată și populată, ar fi riscat o tentativă. Repetă, v-ați născut în România? Nu, nu eu. Completă creând o stare de confuzie. Sigur, nu eu așa cum mă vedeți. Începu să povestească. De departe, cea mai stranie poveste pe care o ascultase Daniela în viața ei. Avea un mic magazin de bijuterii în Amsterdam și Daniela făcu în sinea ei aha, explicându-și prezența briliantului pe mâna dolofană ca pe un fel de carte de vizită. Nemți de origine, părinții lui Albert părăsiseră Germania pentru a se stabili în Olanda,
unde moșteniseră de la un unchi afacerea de juvaergie. Erau oameni onești și buni cetățeni, mulțumiți de căsuța lor, de stabilitatea guldenului și de ceea ce puteau depune sistematic în contul lor bancar. Erau oameni pragmatici și încredințați că nu se trag din cruciați, nici din nibelungi, nu-și bătuseră niciodată capul cu reconstituirea unui arbore genealogic. În familie, uneori, evocându-se prezențe sau voci din trecut, în situații sau expresii memorabile, se pomenea de un bunic care, abandonându-și familia legitimă, fugise cu amanta și se stabilise undeva prin Transilvania. Nimeni nu dădea însă importanța amănuntului că te cheamă Fritz sau Nabucodonosor, tot din Adam Babadam ne tragem. În ce-l privește pe Albert, acesta evoluă între parametrii normale ai unui copil din bună burghezie, asimilându-se perfect patriei de adopțiune. După liceu, urmă un colegiu cu profil tehnic, apoi se căsători onorabil cu fata pe care i-o aleseseră părinții și chiar acum, după 20 de ani, nu exista vreun motiv să regrete pasul făcut. Daniele îi venea să caște. Până aici, nimic ieși din comun, asista la un destin cum se cade, dar plat, fără niciun fel de suspans. Pe undeva, în ordinea firii, căci ce îi se putea întâmpla extraordinar acestui omuleț teribil de binevoitor și cetățean loial prototipul de persoană banală? Firește, aveau și un fiu, Alfred. Alfred, ținu să precizeze Moll, pentru că, într-o bună parte a Europei Centrale, acesta este numele mic al pinguinului, cum ar fi la noi Moș Martin egal urs, înțelese Daniela. Iar pinguinul poartă noroc un soi de simbol ca potcoava, porcul, coșarul, etc. Mi-e teamă că v-am plictisit. Daniela, prinsă asupra faptului, aproape că adormise cu jumătate de obraz înfundată în gulerul amplu al blănii, tresări, grăbindu-se să-l asigure de contrariu. Beneficiase de confortul viligiatura al bijutierului, gustase din sandvișuri și minunatul vin fiert, apelase și la hârtie igienică, nu putea apăsa acum pe stop, închizându-i gura ca unui casetofon de care te-ai săturat. Pe urmă, mai intuia voluptatea lui Moll de a povesti. Cuvântăresc de felui și narator înnăscut, și ar fi trebuit să fii complet lipsit de inimă ca să-l frustrezi de această inofensivă plăcere. Și după cum avea să constate în minutele următoare, abia acum o introducea în extraordinar. În urmă cu 5 ani, iarna, Carl, un coleg de afaceri originar din Transilvania, unde mai avea neamuri și prieteni, i-a propus să-i însoțească în vizita pe care o efectua în mod obișnuit cu ocazia Crăciunului. Ce ai de pierdut?" îl convinsese amicul. N-ai fost niciodată în România și o să vezi că o să-ți placă. Ești aproape, nu trebuie să traversezi oceane ca să o vezi și parcă ai altceva mai bun de făcut." Nu, Albert nu avea. Nevastă sa și băiatul, mari amatori, ba chiar practicanți înverșunați ai sporturilor de iarnă, își petreceau vacanța la Innsbruck, unde Albert nu-i însoțea niciodată. Nu-i plăcea niciun sport, detestând cu toată puterea ființei lui cel mai mic efort fizic. Și ca să-și omoare timpul în holul hotelului, la club, ori pe terasa însorită, pândind o victimă care să-i suporte conversația, iar seara să asculte vitejiile de pe diverse pârtii ale oamenilor de zăpadă, ei bine, perspectiva nu-l ispitea câtuși de puțin. În definitiv, de ce nu? Avea să fie plăcut și instructiv. Ce știa el despre România se rezuma la câteva nume proprii, Ceaușescu, Ilie Năstase, Nadia Comăneci și aventura nebuloasă pierdută în ceața timpului a unui străbun care își luase-i lumea în cap, fugind cu femeia iubită. Chiar așa, de ce nu? N-are rost acum, povestea Daniela, să-ți detaliezi impresiile lui Albert Moll despre România, știind mai ales că interlocutoarea se trage din părțile locului, totul, peisaj, climă, ospitalitate, pitoresc, floră și faună, pe două sau pe patru picioare de la excepțional, ținând-o tot la deal. Din nefericire, condițiile turistice, cunoaștem cântecul. Moll, care nu vrea să deranjeze, dar și obișnuit cu un confort clasa întâi, ar fi preferat să tragă la hotel. Rudele amicului însă se opuseseră cu vehemență, chiar jigniți, căci prietenii lui Carl Arber, înțelesese, prietenii lui Moș Crăciun sunt prietenii noștri, totdeauna bineveniți. Cum și Carl îi făcu cu ochiul, asigurându-l că invitația e pe bune, lipsită de convenție, acceptă, străduindu-se însă ca, pe parcursul întregului sejur, să-și facă prezența cât mai puțin simțită. Astfel, se implică cu zgârcenie în întâlnirile de familie, prietenești sau colegiale, gen ce mai face os bătrân tot crai sau ții minte cum l-am fentat la teză pe istericul ăla de Ștefănescu, știind că la asemenea întâlniri intrușii sunt indezirabili, un fel de încurcă lume, iar el s-ar fi plictisit îngrozitor. Tot așa, nu i s-ar fi părut normal ca în cele 7 zile de sejur Carl să se ocupe de el ghid turistic în loc să se devoteze în întregime familiei. Acestea fiind decise, închirie un autoturism și începu să bată meleagul împrejurimi alte cetăți.
Descoperi cu acest prilej un evmediu foarte asemănător cu cel al burgurilor pe care le cunoștea, simțind însă că ceva diferă. Ce anume, n-ar fi putut preciza în cuvinte și puțin îi păsa. El era un bun juvaergiu, cu o cifră de afaceri optimistă, ăsta era jobul lui, iar în rest important era să se simtă bine, să-i placă ce vede și să nu-i pară rău. Nu după banii cheltuiți, ci după timpul irosit într-o vacanță ratată. Nu era cazul, îi părea bine că acceptase propunerea lui Carl. Astfel, într-o dimineață, când ceața și poleiul nu îmbiau la deplasări mai de amploare, se decise să viziteze cimitirul catolic din Sibiu, orașul de reședință. Trecuse în mai multe rânduri pe lângă el și odată, fiind însoțit de Carl, acesta remarcase: "Dacă vrei o istorie a orașului, aici o găsești. Totul e aici." Adăugase râzând: "Și tot aici ai să găsești mai multe statui decât în toată România Mare, chiar dacă regățenii se oftică." Albert începu să se plimbe prin cimitir fără un plan anume. Dacă în timpul voiajului de nuntă vizitase la Paris Père-Lachaise-ul, propunându-și obiective concrete, mormintele unor celebri locatari de istorie, aici n-avea cunoștințe și niciun repauzat cât de ilustru nu l-ar fi impresionat. Firește deci se lăsa atras și se opri dinaintea mormintelor celor mai importante, somptuos elaborate. După vreo două ceasuri însă, simțind că atmosfera de funebru nu-l mai avantajează și că exact ca la un muzeu când după un răstimp nu mai percepi corect, nici el nu mai făcea distinții amețit de simboluri sepulcrare, se apropie de ultimul obiectiv propus, un arhanghel cu crucea ridicată dominând aleea. O lucrare splendidă, monumentală, în stilul lui Michelangelo și se depărtă să o admire în ansamblul pe care îl da distanța. Potrivi aparatul foto și făcând câțiva pași mici în căutarea poziției ideale, se împiedică de alt monument, gata să cadă. Se uită instinctiv la fotografia încadrată în rama ovală, încremenită pe stilovat, și figura îi se păru al dracului de cunoscută. "Stai puțin! Dar asta, inima îi se opri în loc. Din eternitate, cu favoriții înfoiați și guler înalt, îl privea propriul chip. Cum se spune, el se privea pe sine însuși. Iar dedesubtul portretului emailat, își citi cu stupoare numele: Albert Moll, 1855-1918. Moll al nostru simți că se sufocă. El, omulețul cum se cade, juvaergiul din Amsterdam, se născuse în 1918. Am tras un fum lung și l-am direcționat în plin obraz. "Unde ai citit chestia asta?" m-am interesat sarcastică. "Îți jur că-i purul adevăr. De ce naiba și inventat? Ce interes am?" "M-ați nebunit cu interesul!" m-am răstit excedată. 80% din minciunile pe care le auzim n-au la bază niciun interes concret. Cel mai mult se minte pentru că oamenii încearcă să pară altfel decât sunt. Vor să fie luați drept alții. Mai nou se inventează străbuni care se trag direct din cavalerii templieri." Daniela a ridicat din umeri. "Ne cunoaștem de viață, știi că nu sunt mitomană. Repet, de ce aș improviza?" "De dragul senzaționalului, să zicem." Amestecă restul de înghețată din cupă și început să râdă. "Am avut parte de suficient senzațional în viață ca să simt nevoia să mai și inventez. Hai, nu crezi?" "Ba da, credeam. Nu cunosc multe destine care să-i semene. În realitate, povestea mă fascina, dar tulburător peste toate și aici adulmecam invenția, era elementul concret, palpabil, pe care nu-l prea întâlnești în contexte paranormale. Mă refer la locuri și la identități precise, les necontrolabile." M-a cercetat curioasă. "Fac de seamă că te-ai implicat? În definitiv, ce-ți pasă?" "Îmi pasă pentru că istoria îmi place al naibii și aș vrea să o scriu. În caz că a publicat-o altul înainte, îți dai seama în ce rahat mă bagi?" "Plagiat." Daniela m-a întrerupt tând din mână. "Să îmi spui și mie când îți publică cineva în România o chestie ca asta mistică. Ce notă ai avut la materialism dialectic?" "Ascultă, mă aflu în reședința ta din Mallorca, în decor imperialist, nu vreau să mă indispun." Și ca să mă identific total cu atmosfera, am dezmierdat cu dezinvoltură de proprietar superbul dog albastru, a cărui distinție nu înceta să mă impresioneze. Albert se întoarse acasă peste măsură de tulburat și doar o minune dumnezeiască îl ferise de un accident. Bineînțeles că îi relată lui Carl întâmplarea care, spre surprinderea lui Moll, o înregistră cu toată seriozitatea. El, unul, recunoștea Moll, ar fi fost cel puțin circumspect. "Ține de fantastic, dar uite că se întâmplă și chestii de-astea," comentă Carl. "Practic, avem două pârtii, cimitirul și primăria."
Ce să facem la cimitir?" se miră Albert. "Aflăm dacă mormântul e abandonat sau se mai interesează cineva de el. La primărie cerem aprobarea să consultăm arhiva, să vedem și noi ce hram a purtat acest Hermol." La cimitir lucrurile erau clare. Nimănui nu-i păsa de mormânt, nimeni nu-l vizita, nimeni nu aducea flori. Grija municipalității și cum secădenia generală a proprietarilor de morminte fereau cimitirul de degradare. Rudele lui Carl aveau relații și cu un cartuș de Kent, o brichetă ieftină în Occident și o pastă sidef pentru unghi, accedară după numai o zi la arhivele sfatului popular, primăria de atunci. Se făcuse aproape 5 dimineața, terminaseră termosul cu fin fiert, băuseră 3 cafele, iar Daniela se simțea la capătul puterilor. "Pe scurt, vă implor, ce ați aflat? Ce s-a întâmplat?" Omulețul zâmbi mefistofelic. "În primul rând, și esențial pentru mine, am dovedit convingerea că Albert Moll, nu eu, celălalt, a existat. L-am găsit în registrul contribuabililor, breasla ceasornicarilor, unde, după taxele la care era impus, se poate conchide că se bucura de o platformă financiară solidă. Cum în documente începea să apară abia de la 1900, de presupus că acesta ar fi momentul când, după fugă, se stabilise împreună cu iubita în Transilvania. Și iarăși de presupus că nu s-a căsătorit și că n-au existat copii. Oricât am cercetat, astfel de documente doveditoare nu apar nicăieri. Ați mai întreprins ceva? Ce să întreprind? Adică, da, am căutat adresa trecută în registru, dar strada cu imobilele respective a fost demolată după primul război mondial. Viața merge înainte, ce credeți?" Daniela începuse să râdă. "Eu nu cred nimic. Am ascultat o poveste fantastică și timpul a trecut mai ușor. Mă interesează însă la ce concluzie ați ajuns dumneavoastră." Albert Moll răspunse pe un ton firesc că, de exemplu, am sărit prânzul și am luat o plăcintă cu carne la pizzeria din colțul străzii. "Fără umbră de îndoială că sunt una și aceeași persoană cu Albert Moll, ceasornicarul din Sibiu. Eu într-o existență anterioară. Se exclude altă explicație din oricare parte ai privi lucrurile." Daniela zâmbi sceptică. "Ați găsit o singură explicație, ceea ce nu demonstrează în mod necesar că e și cea valabilă. Acum, de exemplu, de ce veniți în România?" "Cum v-am mai spus, vin în fiecare an. Simt nevoia să aprind o lumânare și să-mi depun flori la propriul mormânt." Se despărțiră spre 10 dimineața când, după reluarea lucrului de către feroviarii iugoslavi, Moll urcă într-un tren spre Sibiu, iar Daniela își continuă drumul către București. Un rămas bun călduros cu schimb de cărți de vizită. După ce Daniela reuși să-și scoată întreaga familie din țară, ne-am văzut mult mai rar și am comunicat relativ puțin. Ca multe dintre cunoștințele mele, detesta corespondența, face alergie la simpla federe a foii de hârtie și a pixului. O înțeleg pentru că nici eu nu practic genul epistolar cu plăcere, deși din cu totul alte motive. După ce-ți petreci un număr de ore la masa de lucru în recreație, ai chef de altceva. Tango în figuri sau politică la televizor. Deci legătura noastră, fără să se anemieze în esență, cantitativ a devenit mai puțin consistentă, reducându-se la câteva telefoane pe an și felicitări de marile sărbători. Totuși, amănunt interesant, oricât de rar ne-am întâlnit, sentimentul amândorora este că ne-am despărțit săptămâna trecută. "Nu mai ești tânăr," afirmă un scriitor englez, "când începi a-ți căuta pantofi comozi. Eu am perceput fenomenul sub alt aspect și anume când am început să radiez numerele de telefon decedate din agendă. Cu un asemenea prilej, la parastasul unei foste colege de liceu, m-am revăzut cu Daniela, aflată întâmplător în România. După ceremonia de la cimitir, a urmat îndatinata masă organizată la un restaurant, ceea ce mi se pare extrem de civilizat, cu multe stele pe ecuson. Bineînțeles, fără muzică, ar fi ieșit altfel un parastas dansant. Am izbutit la un moment dat un tet-a-tet cu Daniela în barul restaurantului. Biata genii oftă, ce fată plină de viață a fost! Nu pot să uit cum făcea pe tâmpita la orele de matematică, vezi, Doamne, am bunăvoință, dar nu mă duce capul. E bine că pe chestia asta n-am casat nicio corijență." Probabil, ambianța de aducere aminte și încă proaspătă înări aroma de pământ reavăna cimitirului au făcut să-i scapere amintirile. "Tu ții minte că ți-am povestit cândva despre un tip, Albert Moll, aventura mea din gara Belgrad?" "A, omulețul, bijutierul din Amsterdam, chestia cu cimitirul din Sibiu." "Exact, constat că creierii mai funcționează.
Ca și la tine, scumpă, de la jumătate de vot, că în sus am precizat, pentru că nu-mi place să rămân datoare. Ochii Danielei scânteiară, sigură de efectul celor ce avea să-mi spună. Povestea are continuare și end. Crăpam de curiozitate. Ce end putea să se fi ivit într-o istorie care din capul locului se presupunea că nu le are? Convingerea mea este că dacă te afli în posesia explicației unei astfel de întâmplări, ai cheia și pentru nu cerceta aceste legi, căci ești nebun de le înțelegi. Era perioada în care Daniela începuse să-și spună că nu-i suficient faptul de a fi evadat din lagărul comunist, de a-și fi salvat și familia, de a fi o femeie bogată, în dimensiunile și accepțiunea occidentală a cuvântului, ci că mai trebuie să se realizeze și prin ea însăși. În primul rând, să fie cineva și, abia în al doilea rând, nevasta adorată a lui Jules cel Bogat. Deci, cariera. Ca mai toate muierile, era ferm convinsă că știe să se îmbrace și, în consecință, că e în stare să o facă și cu altele. Se înșală copiii sub ambele aspecte, dar indicat e să nu strici plăcerea nimănui. Crezându-se șmecheră, decise să se lanseze într-o afacere de confecții pret-a-porter, gen burghezia cu minte și cum se cade a epocii, cu largă plajă de amatoare. Există clape și clape, repeta ea cu deliciu, chestiunea e cum o pui și unde o pui. În fine, clapele n-au făcut din ea o Coco Chanel, dar la vremea respectivă și-a spus că piața cea mai potrivită pentru proiectele ei ar fi Olanda. Dare de mână, în general, decență și frică de Dumnezeu. Dar în afară de clape, Daniela mai preconiza câteva trucuri, hârtie de prins muște, ca de pildă catarame chic, inițiale broșă care se aplicau pe rever la indicația clientei, vreau un B, mă cheamă Brunhilda, Blanche sau Bubulina, batiste cu monogramă, nasturi metalici. Cu acest prilej își aminti de Albert Moll, juvaergiul, care i-ar fi putut oferi idei și soluții mai ieftine în acest sens. Poate chiar o colaborare, de ce nu? Cum se mai afla? Se mai și afla în Amsterdam, într-o bună dimineață se prezentă la magazinul lui Albert Moll. Era o prăvălie micuță, prosperă și rotundă, ce-o sugerau vitrinele circulare ca și proprietarul lor. Mulțumită de impresie, Daniela intră și fu întâmpinată de un ten și buzeros bine hrănite, tipic olandeze. Coama blondă împletită într-o coadă groasă cât bățul, indicau calciu, iar ce vedea în jur, prosperitate. O afacere mică, dar sigură. Solicită o întrevedere cu patronul. Vânzătoarea o măsură scurt, dar expert și fără a șovăi, conchise că e cazul să-și deranjeze bosul. Și pe Daniela se vedeau banii. În mai puțin de un minut se ivi și Albert Moll. Asta la prima impresie, că omulețul jovial, surzător și alcătuit din bile din fața ei, reprezenta doar o ediție aproape nerevăzută a cunoștinței ei din gara Beograd. Trecuseră peste 10 ani de atunci, dar Daniela își reaminti instantaneu de pinguinul Port-Bonheur și punct ochit, punct lovit. Alfred? Bărbatul o privi plăcut surprins. Ne cunoaștem? L-am cunoscut pe tatăl dumitale, Albert Moll. Ce-i drept, a trecut ceva timp de atunci. Mi-a vorbit despre dumneata. Din privirea tânărului, Daniela intui la ce se gândește. O aventură de-a lui papa? Sau cum eu o fi spunând în olandeza lui tata. Se grăbi să-l liniștească. Sunt niște ani de atunci. Am petrecut o noapte în gara Belgrad, blocați de o grevă. Cum aflu în zonă, mi-ar face plăcere să-i dau bună ziua. Pot să-l văd? Pe chipul lui Alfred se așternu o expresie de seriozitate. Reflex începu să-și netezească pumnii cu mișcări circulare și Daniela, recunoscând pe degetul cel mic briliantul care i-a trăsese atenția cu ani în urmă, înțelese. Din nefericire, tata a murit acum 8 ani, un accident de mașină în România. Daniela simți că se sufocă. În România? Da, acolo a și fost înmormântat, conform dorinței exprimate prin testament. Mai exact la Sibiu, un oraș despre care probabil n-ați auzit. Povestea e mai complicată cu implicații speciale. Le cunosc. Alfred mi le-a povestit atunci în gară. E vorba despre monumentul descoperit la Sibiu, unde și închipuia că a mai fost înmormântat odată pe vremea când trăia o viață anterioară. Deci e îngropat la Sibiu. Într-un fel, s-a regăsit. Alfred declară alb cu chipul golit de sânge cu buze albe. Oare? Daniela simți un cârcel în inimă. Ce vrei să spui? Livid, el însuși o fantomă, Alfred articulă. N-am găsit pe nimeni în mormânt. Era gol. Daniela m-a privit peste marginea sondei cu Jim Fizz. După expresia iurită a barmanului, mi-am dat seama că trăsese cu urechea. Ei și? Ce părere ai? Am rostit pe gânduri. Am cunoscut un tip din Bârlad. În ultimii 20 de ani de viață a dormit în sicriul în care urma să fie îngropat. Iarna în casă, vara sub nuc, știi, ca să se obișnuiască.
Chestia e că a murit la București când cu epidemia de gripă spaniolă. Cum era prea incomod să se aducă sicriul de la Bârlad, au cumpărat altul aici. Ce de povești înălțătoare cunoști tu! Stai o clipă! E foarte posibil ca Mol Sibianul să-și fi pregătit din viață locul de veci, așa cum se întâmplă frecvent, dar să fi murit în altă parte, în război de pildă. Nu uita că a decedat în 1918. Era singura ipoteză care îmi trecea prin minte, o tâmpenie. Și Daniela s-a grăbit să o sancționeze. Ca să vezi ce simplu e! Măi, primăvera, Teco, de unde știa Mol când o să dea ortul popii? Data decesului e trecută pe monument. Și tu ce zici, că mortul, Mol cel din Sibiu, era flotant? S-a mutat ca să nu-și incomodeze urmașii? Oferă-mi altă variantă. Daniela și închise poșeta ostentativ cu o mișcare violentă. Gomotul sec răsună ca un verdict, poate ca un bulgăr de pământ aruncat pe capacul sicriului. M-a privit în ochi. E singurul lucru din viață pentru care nu ai o explicație materialistă. Este? Aici se termină povestirea noastră. Sper că v-a plăcut. Și dacă mai sunteți alături de mine până în acest moment, doresc să vă mulțumesc, să vă urez o seară sau o zi cât mai frumoase și până data viitoare să ne auzim cu bine. La revedere!